Bună, dragilor! Eu am fost să duc pe Seli la școală. A fost cu Mini, că Marc nu a vrut. Și a rămas cu tati acasă. El a zis să se joacă cu mașinile. Și afară e o vreme atât de frumoasă și de cald. El am sunat pe soțul meu și i-am zis că vezi dacă ieși afară cu Marc să-l îmbraci. Hai tu! Haide! Și pe Mini am tuns-o și la coadă și la guler. I-am dat gulerul la jos de la gât, că îi cădea părul și de acolo, groaznic îi cădea. Și am mai scurtat codița și la gât de tot, că e foarte periculos părul ăsta. Ea nu are un păr din ăla tare, așa cum au alți căței. Ea are părul așa puf, ca vata, dar totuși e periculos și pentru noi și pentru copii. Și acum o să mă duc să mă duc pe Mini și cred că o să trebuiască să cobor, să merg să-mi fac niște mici cumpărături. Nu știu ce să fac de mâncare. Mă gândeam la o ciorbiță, dar nu știu de care. Și la un felul doi. Pentru astăzi am zis că o să fac la amiază pește doradă și mă gândeam să bag la cuptor până vine Seli. Numai bine se face. Lasă tu pisica în pace. Până vine Seli, numai bine se face. Și cu niște legume congelate, că dacă nu am tot făcut atâtea, bab, cartofi prăjiți, bab, piure, bab, pești, ăsta, orez, bab, le-am tot rotit și m-am săturat. Și să fac pește cu legume în alea congelate, cred că de la Edenia sau de la Lidl, s-ar putea să mergem până în Lidl și dacă merg în Lidl, iau două cutii, că le-am plac, alea cu unt și le bag să le fac, dacă nu iau de la Edenia de aici. Mini are de o treabă cu pisicile și cu alți căței, dar cu pisicile. Sunt căței care sunt prieteni din câte am văzut cu pisicile, dar ea nu. Ea se dă bine că e așa căței. Trebuie să se lupte cu pisica, cum e pisica cu șoarecul, nu? Mini, ce faci, fată? Ce faci? E așa de frumos afară și mă oftic că Marc nu vrea să iasă să se plimbe. Am înțeles că s-ar strica vremea de pe 29 septembrie, acum nu știu că e adevărat. Și mi-aș plăcut să mai profite de vreme, să mai stea pe afară. Dar dacă nu vrea, ce să-i facem? Când o să fie vreme urât, atunci o să vrea afară. Hai! Hai tu, vulpiță! Mini! Mini! Ce ai făcut? Da, lasă-le că le filmăm. Am fost la Penny, singură. Am făcut niște cumpărături. Am luat două bidoane de Coca-Cola, 10 fafe, piept de pui, vreau să fac ciulama, două colate Twix. Da, papa. Vopsea, pentru mine două tuburi, că mai am unul și trebuia doar două. Chio snacks cu cașcaval, ciocolată caldă albă, semințe, cele mai bune. Ăsta nu e de la Penny, de la Carrefour. Piersici, mango, varză, castraveți, roșii, spanac, legume congelate, nectarine și atât. Și un băiat mare. De 34 de ani. Câți ani ai? 34? Sau 35? 30. 30? Ai vrea tu? Mărcuț, ce faci? I-am adus lui Marc și i-am dat înghețată și el căuta actimelul. Hopa! 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 Cine dă lui mama un pupic? Pochici, pochici, pochici. De ce să plec mă de aici? Ai văzut mă, mă împinge și ce pleacă de aici? Mă, șoarecule, de ce mă împingi? Nu mai e ciocolată, nu-mi lua Penny. Nu mai e ciocolată, luăm de la Penny. Da. Da, aia pe masă ce e, dar tu nu cunoști. Da, nu-i mai arta că trebuie să mănânce mâncare. Hai să mă apuc să... A luat mami coia? Coia a luat, mami. Ai luat și două? Aici avem și noi o invenție pentru șoareci ăștia doi. Le-am făcut ca să aibă 3 etaje, dar trebuie să mai lucrăm mai târziu la ușă, la... Mai avem de lucru. Ce-ai văzut? Na, ai zis că nu știe. Mă, ce-i aia?
Ia arată-l, mama. Să-ți desfac? Da. Dar de ce? E curte. Ce e asta? E maciac. E ciocolată? Da. La mie cine-mi dă un pupic? Mie mai e. Maciac, e vești. Să desfac să vedem? Hai. Da. La cuptor am băgat peștele. Și să vezi că Marc nu mănâncă pește. Poate mănâncă niște legume din astea. O să le fac cu unt. Da, să-ți desfac. M-am apucat să fac legumele astea. Imediat e gata și peștele. Să mâncăm, eu foame de nu mai pot. Gata, a venit și Seli de la școală. Le-am tăiat o piersicuță la amândoi, că e piersica destul de mare, să pape. Aici eu mi-am făcut o cafeluță. Să mă pun să beau la ora 3, beau cafeaua. Dar că după cum se vede destul de slabă. Nu mi-am făcut-o tare. Am pus puțină cafea și lapte. Și trebuie să mă apuc să văd ce fac la cușca, la șinșile, să văd ce mai fac sau cum, că nici eu nu știu. Am vrut să renunțăm la cealaltă, că era foarte mare și ocupa loc. Asta e îngustă și se ridică în sus, după cum vedeți. Și afară a venit o ploaie zdravănă. Văd că vrea să iasă soarele din nou. Dar i-a dat o ploicică ca lumea, ca lumea. Ce faceți, băi? Voi dormiți, că la voi și-au și ei mai luminat, că ați văzut cu plasa aia care o pusesem de la ușițele alea. Am încercat eu să o pun o ușă, dar nu prea mi-a ieșit mie. Ce nu mai poți? Se le-a primit o grămadă de teme. Uite, Marc, ia, hai să mâncați piersicuța amândoi. O pun aici ca să n-ajungă Mini la ea. Unde e guma cealaltă de șters? Se le are o grămadă de teme, de mâine stă acasă de vineri. Are teme pe caiet, plus toate foile astea, sunt destul de multe, dar o să facem. De astea și cu asta 6. 6 sunt și da. Cu asta mică 7 și plus pe caiet, nu? Da, mai am ghici care am făcut eu dintre astea, care primul, al doilea, al treilea sau al patrulea. Primul? Da. Mai ce am ghicit! Acum, l-ai făcut sau la școală? La școală! A, și l-ai făcut la școală? La și tablă? Ce-a... Nu! Pe... La tablă! Nu la tablă, doamna a făcut la tablă! Hai sus, la masă aici! Hai aici! Aici, vă! Hai că ți-am tras eu! Hai aici! Vreau să fac acum bubură. Hai, fac acolo ce faci! 5 îmi dă 11! Hai ce e cușca care am desfințat-o! Și cu tăvița, da, mami? A. 6 plus 2, 11. Și aici e un băiețel mai mare. Ai plecat să lași fata să-și facă teme? Da. Cum ai venit aici? Bună, dragilor, astăzi este o nouă zi, este vineri. N-am reușit să închei vlogul de ieri. Azi dimineața m-am trezit, mi-am făcut curățenie, mi-am șters toate geamurile, că erau groaznice și pervazul și tot era praf și mi l-am făcut curat. Bine, că nu o să țină foarte mult timp, că dacă bate vântul sau începe vreo ploaie, cum pățesc de obicei că șterg geamurile și plouă, dar trebuie să le facem. Aici am pus să fac o ciulama de pui. Hai mă, focalizezi. Am călit o ceapă, 3 căței de usturoi, după care am pus bucățele de piept de pui tăcate mărunt. Le-am lăsat să se călească, prăjească acolo. După care am adăugat smântână, din asta de gătit, de la Cucina, parcă se numește. Cucina Doro, foarte bună. Deci, din toate smântânile care le-am încercat de gătit, asta e cea mai bună, cea mai cremoasă, groasă, perfectă. Deci trebuie să merg la Carrefour să mai iau. Mai am cât pentru o porție de făcut paste. Am pus aproape toată cutia, am făcut odată paste din ea și am pus, bine, nu chiar toată cutia, aproape toată, că mai am, v-am zis, pentru o porție de paste, că e foarte, foarte groasă și cremoasă această smântână, deci nu trebuie foarte mult pentru paste când folosești.
și am pus un pic de apă, sare, piper și un pic de bulgăraș din aia de savoare, că mie îmi placă ea la nebunie cum dă gust, și acum o las să fiarbă la foc mic, după care ne punem să mâncăm. Aici o bunătate de ciulama. Nu mai e nevoie să-i faci rântaș de făină, nu mai e nevoie nimic. Înainte făceam cu smântână din aia vărsată și era tot timpul nevoie să-i pun rântaș de făină să-i fac. Acum nu mai e nevoie, la cât de groasă e asta, smântâna, se vede și e foarte, foarte bună la gust. Deci vă recomand să o încercați. Selena a avut școala online. A făcut 2 ore de școală online cu doamna și cu copiii pe internet. A fost foarte bine, i-a plăcut. Ea s-a îmbrăcat pentru școală astăzi, dar acum te rog să te duci să te schimbi. Nu, fac te. Dar ce faci, vulpe? Tu zici că ești chihuahua. Căcărază. Vezi că după ce mâncăm trebuie să facem ușițele la cușcă. Ei, nu. Ba da. Ia să vedem ce fac copiii ăștia. Tu lasă-l, tu, că trageți tot de acolo. A venit tata, e în cameră. Uite tu, Seli, ce mi-am făcut pe jos. Dar de unde atâta mizerie tu? Aici am făcut curat mai înainte. Deci, ori termin temele, te rog frumos. Oprește tableta. Hai. Te apuci și termin temele astea. Aici mai ai? Ia să văd. Unde-i pus tu caietul ăla? Scoate și pune-l frumos. Așa, pune-l acolo. Aici mai ai? Nu. Și ăsta le faci încet așa cum poți. Și ăstea sunt cele mai ușoare, cred. Ăsta nu e ușor. Faci unul așa, unul așa. Unul așa, unul așa. Înțelegi tu. Nu-s grele, o să le faci încet. Nu e grabă, dar trebuie să le faci. Și după aia te pui să te speli. Să te speli, să te schimbi. Și să vii să gust, să vezi că e bună ciulama. Ea zice că nu vrea ciulama. Îmi plange, mi se face scârbă. N-ar de ce să se facă scârbă, că e bună, vii să guști. Aici ce avem de mâncare? Ceafă? Da. Tu ai făcut-o sau mămișor? Mamișor. Mamișor, tu ai făcut-o? Eu sunt în defecțiune. Tu ești în defecțiune. Ușor. Bine. Avem cartofiori cu ceafă. Dragă. Și ne punem să mâncăm și pierică. Dar de ce? Așa. Să stau lângă soțul meu? Uai, dragule, mă iubești. Demonstrăm. Ți-a primit marc de la mamaie. Mașinuță. Ia să vedem. Mergi de cu spatele? Wow, ce fain. Deci, ce nu merge, de încolo, că se fac. Stai mâni. A, așa. Hai, Mini. Bine, ce ai? Ha. Dar stai mai aproape de acolo, dacă te îndepărtezi, nu mai merge. Vino un pic mai aproape. Aici lângă, ia și un pinț de aici. Nu bate. De în seara asta încep ploile, cred, nu? Așa, azi, de la 11. De la 11. De la 11. Mă înțeles, de la 11. Șoarec! Șoarec! Rătare, hai! Stai mai aproape, de așa! Noi gata, am mâncat, ne-am pus burta la cale. Mergem către casă, am să fac baie copiilor și să mă bag în pat. Suntem mâncați, de acum să ne odihnim. Auzi, Marc, nu-ți mai bate, mama! Dacă te duci la distanță cu telecomanda. Mini! Mini, ce faci tu? Zici că ești chihuahua. Du-te mai aproape. Așa. Da, bateriile alea.
L-am aruncat în mâncă. Câte baterii ai intrat la mașina asta? 5? 3 acolo și 2 acolo, da. Eu am zis că intră vreo 2. A rămas 2. Păi 2? 3 trebuia să fie, cu 8 am luat. 8? Da. A, 3, da, da, 3. Că una am luat din al doilea. Da. Da, da. Deja cum se întunecă așa repede pe mine, mă ia somn, mă apucă căscatul. Da, cred că am să închei vlogul aici, că mare lucru nu mai facem, mă duc să fac baie copiilor și apoi să mă bag în pat. E vreo 8 fără ceasul și am un film turcesc care îl urmăresc pe Netflix, Dragoste și Bani. Și îmi place foarte, foarte mult și de obicei mă uit cam la 2-3 episoade deodată și vreau să mă duc să mă uit în seara asta. Eu prin filme și prin YouTube, la persoanele care le urmăresc, mă relaxez. Pe mine mă relaxează chestia asta. Și pe Facebook uneori mă relaxez dacă mă uit la un film, parcă trăiesc povestea filmului, parcă nu mai sunt Ioana și sunt în filmul ăla băgată. E ceva așa, o senzație care mă relaxează pur și simplu. Sau când văd anumite videoclipuri de prin Grecia sau țări străine, parcă la fel, parcă trăiesc povestea acolo. Chiar mă uitam astăzi la poze din Grecia și la videouri, mi-era dor. A fost foarte frumos în Grecia și mi-e dor. Îmi place foarte mult țara asta. Și s-a anunțat ploaie din seara asta până mâine. Nu, până duminică, inclusiv duminică, să știi. Dar și marți, luni, hai parcă ceva de genul. Mar. Hai, ia-o în mână, că vine mașina, Marc. Hemini, hai să mergem. Ha! V-am pupat cu mare drag și vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți. Pa, pa!